mai multe capsule poziționate în așa fel, într-un unghi anume, încât să capteze direcționalitatea sunetului din cât mai multe părți. Acum, microfoanele astea, poate, pe cum ați văzut și în poze, sunt de mai multe ordine. Ordinul 1, 2, 3, 4. Cu cât ordinul crește, numărul de capsule crește pentru a recrea o înregistrare a spațiului acustic cât mai fidelă, să spun așa. HRT, așa se numește, practic este o mapă a urechii, a anatomiei urechii, să spun așa. Și HRT-ul ăsta este combinat cu ce spuneam înainte, audio bazat pe scenă și pe obiecte. Aici e o temă delicată pentru mine. De ce? Fiindcă chiar așa stăteam și ascultam fascinat ce înseamnă radiografia aia urechi interne. Și de ce e temă delicată pentru mine? Fiindcă eu aud numai cu urechi. Că lucrarea ta are o aplicabilitate practică semnificativă, inclusiv dacă reușești să inovezi ceva în a scoate un patent pe domeniul ăsta, un brevet și așa mai departe. Vestea rea este că acest lucru nu e o teză de doctorat și că nu poate fi obiectul tezei de doctorat, chiar dacă el face obiectul pasiunii tale. Din punctul acesta de vedere, ceea ce vei face tu sau ceea ce faci tu ca parte din teză, cel mult poate face parte din anexă la teză. Bine, felicit prezentare. Serioasă, ți-am spus, ești la high level, zbor la altitudine mare, mai coboară puțin nivelul ca să, pe la unde zboară avioanele private și astea de demonstrative, dar ca să te vadă lumea de pe pământ, Tamaș. Deci să te vadă spectatorii. Recunosc că asta a fost una bună, să mă vadă spectatorii, dar până ajung acolo să mă vadă spectatorii, trebuie să rescriu acest raport. Salut, eu sunt Tom și astăzi o să-ți prezint o situație care se repetă de multe, multe ori. Cel puțin în cazul meu, nu știu dacă și în cazul vostru. Așa că în video de astăzi o să mă adresez probabil mai mult muzicienilor decât inginerilor. Și inginerilor, dar muzicienilor care au niște așteptări absolut, absolut... am cuvinte. Săptămâna trecută am avut un proiect de înregistrat. După ce am înregistrat proiectul, am intrat în faza de mixaj, am început să lucrez și am trimis prima variantă, să spun așa. De obicei, când mixați, faceți 2, 3, 4 variante, să nu vă întindeți la infinit, pentru că de fiecare dată o să vrea să schimbe ceva, credeți-mă. Am făcut prima variantă, mi-am trimis individului, nu o să dau nume acum pentru că n-are rost. Și a venit cu un feedback lung, un email foarte, foarte lung, în care explica ce-i place, ce nu-i place, ce se aude, ce nu se aude. Am zis că în video ăsta hai să acoperim treaba asta, pentru că probabil sunteți acolo și vi s-a întâmplat și vouă chestia asta, mai mult ca sigur. Foarte mulți cred că în studio se întâmplă magia absolută. Wrong. Nu se întâmplă nicio magie, nicio în studio. Pur și simplu, dacă aduci un rahat, o să mixezi, orice ai face o să sune a rahat. Nu o să sune mai bine, nu o să... Degeaba adaugi efecte, degeaba cauți frecvențe, probleme, comprese, orice compresor ai pune, tot prost sună. Așa că astăzi o să vă dau un exemplu foarte clar cum să nu faceți când intrați în studio și vreți să înregistrați contrabas. Dar chestia asta se aplică la orice instrument, puteți să transpuneți treaba asta și să-l folosiți și în alte situații fără nicio problemă. Hai să vedem ce se întâmplă în acest proiect. O să scot vocele ca să nu vă dați probabil seama. Și acum o să dau solo pe partea de bas. La ce vreau să fiți atenți? Asta e valabil pentru sunetiști, dar și pentru muzicieni. Uitați-vă la acest waveform, cum arată.
Asta e waveform-ul de bas. Hai să schimbăm așa un pic culoarea, să vedem mai bine. Așa. Bun. Uitați-vă la consistență. La asta vreau să vă uitați. Ce se întâmplă aici? Aici se întâmplă un fenomen foarte des întâlnit. Un fenomen care se numește când cineva nu știe să cânte la bas. Asta se numește fenomenul ăsta ce se întâmplă acolo. Feedback-ul pe care l-am avut a fost chiar pe partea asta de bas. Și de ce vreau să subliniez că este asta? Pentru că am avut o discuție în timp ce înregistram. Și îi sugeram domnului să aibă grijă la dinamică, să cânte mai egal. Îs unele note pe care le prins la contrabas, de exemplu, o cordă liberă are o anumită intensitate. Când apeși corda și când iarăși are o anumită intensitate. Tu ca și basist, trebuie să știi că dacă nota aia o să sune un pic mai, o să sune mult mai încet, trebuie să compensezi din ciupit, pentru că el în momentul de față ciupea, avea și pe partea cu arcușul, dar ciupea. Trebuie să știi chestia asta, când să tragi mai tare de cordă și când să tragi mai puțin. Când intri în faza de mixaj, pui un compresor, nu o să fac absolut nimic compresorul, pentru că o să lucreze mult prea tare, o să lucreze mult prea mult și o să ai părți, de exemplu, părțile astea foarte, de exemplu, părțile astea care o să fie foarte low în volum, când o să fie ridicat volum, o să fie și noise-ul ridicat. Asta e o problemă. Asta este prima problemă. A doua problemă este problema de inconsistență. Nu avem consistență absolut deloc. Avem unele picuri. Deci, efectiv a tras de corda aia. Maica sfântă zic că nu vrea să, vrea să-l rupă sau nu știu ce vrea să facă cu el. Mult prea tare și deja intră rezonanță, deja sună urât. Deja sună urât. Da, dacă intenționat faci chestia asta, că estetică, face parte din muzică, atunci da. Dacă nu, dă un colo de treabă, nu trage de chestia aia ca de drujbă. Treia problemă că se așteaptă la minuni. Când a auzit înregistrarea, pentru că în studio toată lumea, am observat că toată lumea vrea să asculte ce a făcut la volum mare. Și asta e o altă problemă foarte gravă. Normal că a auzit materialul înainte să plece, a fost foarte mulțumit, dar l-a ascultat la volum foarte mare. Ce înseamnă? Când reasculți chestiile la un volum foarte mare, după, dacă ai înregistrat 2, 3, 4, 5 ore, ai lucrat în studio și după aia dai și volumul la maxim, nu o să auzi absolut nimic pe partea asta de finețe, de ce s-a întâmplat rău, de ce ar trebui corectat și așa mai departe. Evident că a fost foarte fericit, a plecat acasă și îmi scrie un e-mail de un roman, de fapt, care explică cum ar trebui să sune contrabasul. Adică la început, aici normal nu se aud notele, aici se aude prea tare, partea asta iarăși prea tare, după aia nu se aude. Evident că o să scriu înapoi domnului, meșterului, că nu este ok ceea ce a făcut, o să încerc eu să readuc manual, pentru că trebuie să ciopărțesc chestia asta. Toată treaba asta trebuie ciopărțită de la zero. Trebuie să mergi cu Perfecam, pui mei, și să-l faci, să ridici exact ce ar face un compresor, dar cu săracul compresor nu face față, orice compresor ar fi, UAD, nu contează. E mult prea mult pentru un compresor, se chinuie mult prea mult. Poți să arunc un compresor și să-l las așa, o să zic că sună așa cum sună. Acum vorbim de niște instrumente acustice, nu vorbim de niște beat-uri de hip-hop, trap sau alte chestii unde poți să folosești samplere și ce vrei tu și bla bla bla, instrumentalul sună decent, vocea îl mai tragi cu vocal lines și cu autotune și alte prostii și sună acceptabil. Dar când vorbim de instrumente acustice, unde fiecare mișcare, fiecare poziție de mână, fiecare, nu știu, practic tu trebuie să fii una cu instrumentul ăla. Dacă chestia asta nu funcționează,
nu o să sune bine, iar eu nu o să pot repara chestiile astea cu samplere sau să înlocuiesc, de exemplu, anumite părți de la partea asta cu contrabas să sune mult mai bine, pentru că este un instrument acustic înregistrat într-un mediu anume acustic și așa mai departe. Deci vă rog frumos, când vedeți așa ceva, nu știu, ori îl trimiteți acasă, ori îi dați cu microfonul în cap, ori îi spuneți, mă, nu pot să-ți fac mai mult de atât, pentru că efectiv cânti prost. Dacă vreți să aveți un portofoliu minunat, să spun așa, cu piese foarte, foarte bine mixate și să vă arătați talentul de mixer, trebuie să aveți muzicieni de super calitate, nu niște amatori, pentru că nu o să sune niciodată, oricât de bun ai fi ca și inginer, nu o să sune bine, asta e clar. Oamenii care sunt foarte buni, inginerii care au ajuns să fie recunoscuți mondial, au ajuns acolo pentru că au înregistrat niște muzicieni de talie mondială. Nu l-au înregistrat pe Ion din spatele grădinii și au ajuns să câștige Grammy sau ceva. Așa ceva nu se întâmplă și nu o să se întâmple niciodată. Acum am arătat proiectul ăsta și care sunt problemele, nu are rost să mă duc mai departe și să... Ok, am deschis un alt proiect. O să vă dau un pic drumul să vedeți ce se întâmplă. Uitați-vă cum arată waveform-ul de la bas. Și a fost tras live. Nu este nicio compresie, niciun EQ, nimic a plecat, nici la intrare n-a fost aplicat. Uitați-vă cum arată waveform-ul ăsta la bas. Și credeți-mă, o să zice, ăsta e bas electric sau ceva. Nu contează, e același principiu, bas electric sau upright bass, e același principiu, așa poți să-l fuzi de perete și pe ăla și pe celălalt, nu contează. O să vă arăt și un proiect cu upright bass. Uitați-vă cât de egal este cântat, cât de consistent și cât de atent este la fiecare notă. Bun, seamănă cu waveform-ul celălalt. Deloc, dar deloc nu seamănă cu waveform-ul celălalt. Ăsta este cântat de un basist care știe să cânte. Ascultați cum sună fiecare notă ca și consistență. Ascultați cu atenție. Cu asta te joci în mix, sincer. Și cu asta să mixezi așa un material e o plăcere, efectiv. Adaugi compresori, vorbați, tragi mănușile albe, intri cu o cafea în studio, bei un pic, te relaxezi, asculti păsărele, afară plouă. Ce minunată viața asta și mixez un track minunat. Genial, da, dar când ai un material de genul, poți să faci chestia asta. Când ai un material, cum v-am arătat înainte, te împuști, te împui mei, că nu poți să faci chestia asta. Trebuie să iei Sanax, să te calmezi cumva, să poți să-i trimiți materialul ca să nu ai probleme, că te-a plătit și după aia nu-și primește ce a vrut să primească. Acum să vorbim un pic despre unde plasați microfon. Puteți să înregistrați cu un microfon, puteți să înregistrați dacă vreți cu două microfoane, puteți să înregistrați cu un microfon special care se pune pe bridge-ul ăla, pe călușul ăla de lemn, puteți să înregistrați doar cu un microfon condenser. Depinde de poziție, depinde unde poziționați microfonul, o să schimbe un pic tonalitatea, o să aveți un balans diferit între bas și treble, mai ales când vorbim de contrabas. Dacă folosiți un microfon, un singur microfon, condenser orientat către partea unde playerul își ține mâna, o să aveți mult mai multe click-uri, buzz-uri, chestii de genul care vin de la cor. Să ascultăm un pic.
Ați auzit chestiile alea, bazurile, tot ceea ce s-a întâmplat acolo, pentru că microfonul a fost orientat în așa fel încât să capteze chestiile respective. Acum, dacă îndepărtați un pic microfonul, iar dacă coborâți un pic microfonul, o să aveți mai mult body, o să fie un pic mai clar sunetul, o să aibă mai mult coaie, clar, ascultăm un pic. Deja nu mai avut atât de multe bazuri și alte chestii care ne deranjau. Dar, de exemplu, în jazz sau în alte piese, probabil, dorești să auzi chestiile alea și atunci poți să faci un balans în sensul că folosești două microfoane. Folosești un microfon pe care îl pui exact la pod, acolo la bridge, și unul pe care îl poziționezi mai sus, pe partea de mână, ca să captezi chestii, finețurile alea de... E un gust în plus, vorba aia. După ce faci chestiile astea, să fii foarte atent la phase alignment, la fază. Adică trebuie să fie în fază, pentru că dacă ai mutat, ai folosit încă un microfon, probabil cablul are o lungime diferită, nu se exact în aceeași poziție, sigur o să ai o problemă de fază pe care va trebui să o rezolvi în post. Dacă pui microfonul exact unde este gaura aia de F, unde e chestia aia scubită, atunci o să ai un sunet mult mai, o să captezi mult mai multe joase, dar nu o să mai ai atacul ăla și claritatea aia la contrabas. Ascultăm un pic. Asta vreau să spun, că poziționarea microfonului contează foarte, dar foarte mult. Unde îl poziționezi, jos, sus. Vă rog să vă luați timp, să nu luați doar microfonul, aruncați-l acolo, gata, sună, sună, bine, dai bătaie, boss, că e perfect. Nu. Pune microfonul. Dacă ai lângă tine prea ampute căști, pune căștile. Și ascultă, în timp ce miști microfonul, ascultă unde are sweet spot-ul ăla contrabas, pentru că fiecare instrument are un sweet spot, așa cum și contrabasul și microfonul pe care îl folosești. Ia-l în mână frumos și mișcă-l, sus, jos, spune-i să cânte, sus, jos, cum sună, și dai seama unde este cel mai plăcut, unde găsești punctul cu o claritate bună, un atac bun, dar să ai și joase, dar poate să prinzi un pic și din partea cu degetele. Dacă ai un singur microfon, și poți să faci chestia asta și cu două microfoane. După ce ai găsit sweet spot-ul pentru microfonul de jos, lucrezi cu microfonul de sus. Să nu vă fie lene să spuneți, bă, o să fac totul în post, pentru că nu o să fie așa. Poți să faci anumite chestii, dar ai o limitare. Totul începe, deci absolut tot timpul, un mix bun, o piesă genială, începe de la o idee genială, dar începe și de la registrare, începe de unde poziționezi microfonul. Nu degeaba mai de mult, probabil ați văzut, și să vă pun niște imagini, inginerii de sunet erau îmbrăcați în halate albe și aveau în mână, aveau rulete. Nu aveau ruletele alea ca să dea unul după celălalt în timp ce au pauză, nu. Aveau ruletele alea pentru că le foloseau să măsoare distanța dintre sursă și microfon. Depinde ce instrument era. Dacă era un violoncel, de exemplu, calculau cea mai joasă notă de la violoncel, făceau, ok, cât e, care e lungimea de undă, care ar fi poziția perfectă pentru microfonul respectiv, ca să-mi capteze lungimea aia de undă, să-i las spațiu să respire și așa mai departe. Astăzi, don't give a shit, am pus microfonul, l-am înregistrat, apoi vedem ce facem în post. Nu merge așa, fraților, absolut deloc nu merge așa. Dacă vreți ceva de calitate și nu așa să aruncați afară, bă, l-am aruncat afară, dar nu s-a întâmplat nimic. Detaliile astea contează foarte, foarte mult. Mersi că ai avut răbdare să mă asculți și sper să dai de muzicieni mult mai buni.
Sau chiar dacă trebuie să faci muncă de caritate, caritas, așa zic eu, pentru prieteni, pentru că nu scap, atunci trebuie să-i informezi din timp că tu nu ești magician, nu ești zeul magicienilor, nu poți să faci minuni pe care nici ei nu le pot face la instrument. Dacă ei nu pot să facă minuni la instrument, tu de ce să faci minuni din pluginuri? N-ai cum. Foarte simplu. Gândiți-vă ce puneți înăuntru, aia scoateți. Puneți înăuntru niște muzicieni buni în studio, materialul o să fie o plăcere să mixezi chestia aia. O să fie o plăcere maximă. Dacă nu, o să dea bătăi de cap și așa mai departe. Nu vreau să intru pe partea cu detalii, doar mă enervez. Să ne auzim cu bine săptămâna viitoare, să ai un weekend absolut minunat. Stai sănătos și numai bine. Salut!